Da, foarte dureros, vă dați seama. Și nu e pentru prima dată când primim gol în ultimul minut. Am primit și cu FCSB-ul, am primit și cu media și am pierdut puncte importante. Dar, mă rog, nu mai vreau să mai reamintesc greșelile care s-au făcut atunci. Dar, domne, referitor la ce s-a întâmplat astăzi, vă spun sincer, chiar mi-e rușine pentru ce s-a întâmplat astăzi. Mi-e rușine mie. Pentru că, fac și eu parte din fenomenul ăsta fotbalistic. Adică, domne, pe mine nu mă interesează că arbitru care n-a ridicat offside la faza respectivă, nu mă interesează că a arbitrat în Champions League sau în altă parte. Nu contează pentru mine. Putea să arbitreze numai în Liga 3-a. Domne, și eu până la urmă am jucat și în cupe europene, am jucat și la echipa națională. Deci, de asta, domne, puțin respect trebuie, domne. Spuneți-mi și mie, chiar mi-a fost rușine să intru în vestiar la băieți pentru că nu știam ce să le spun. A, că unii dintre ei merită să fie poate certați pentru unele greșeli pe care le-au făcut. Domne, dar să rămâi cu un om mai puțin în minutul 30 sau 30 și ceva, să rămâi cu doi oameni mai puțin în minutul 45, să reușești să conduci de două ori. Ați văzut, multă lume a zis și eu am luat poziție la vremea respectivă. Domne, că e Chindia o echipă defensivă. Păi, domne, stați puțin, normal că suntem defensivi cu FCSB, cu Craiova, pentru că noi încercăm să acumulăm niște puncte cu armele noastre. Și nu mi-a plăcut la vremea respectivă că am fost catalogați de reprezentanții altor cluburi. Domne, dar astăzi când conducem de două ori cu doi oameni mai puțin, nu știu că se întâmplă destul de rar în fotbal lucrul ăsta. Domne, și când primim un gol pe care, credeți-mă, și scaunele din tribună au văzut că a fost offside. Domne, nu sunt, dacă ar fi fost spectatori în tribună, credeți-mă că toți spectatorii din tribună ar fi văzut că sunt offside. Domne, iar cel care e pus acolo să vadă că e offside, numai el nu vede. Deci, credeți-mă, chiar e strigător la cer, pe cuvântul meu de onoare. Ați văzut că de fiecare dată am încercat să am o anumită poziție, o anumită ținută în declarațiile mele. Dar credeți-mă, domnule, că și noi avem nervii noștri, avem sănătatea noastră. Deci nu se poate, e inadmisibil așa ceva. E inadmisibil așa ceva. Nu că n-ar conta, dar v-au explicat ceva. Ce-au văzut, ce n-au văzut. Pentru că se repetă greșelile împotriva Chindiei. Dar nu ne-a dat nimeni nicio explicație, niciodată. Dar nu am primit niciodată nicio explicație. Păi, dar spuneți-mi și mie, nu știu asta, habar n-am, nici nu știu ce s-a întâmplat, vă dați seama că nici n-am apucat să discutăm, pentru că fiecare dintre noi suntem cu nervii întinși la maxim. Și cred că și dumneavoastră, dacă ați fi în locul nostru, tot la fel ați proceda. Deci, până la urmă, vedeți că vorbim de varul ăsta pe care nu mai reușim să-l implementăm odată. Păi, spuneți-mi și mie, cine ne dă nouă astea două puncte pe care... Eu vorbesc de astea, de azi, nu de ce s-a întâmplat înainte. Cine ni le dă înapoi? Nu se poate, domnule. Deci v-am spus, vă dau cuvântul meu de onoare și scaunele din tribună au văzut că a fost offside la faza respectivă. Domnule, e ultimul minut. E ultimul minut. Adică jucătorii noștri, domnule, n-ai ce să le reproșezi ca dăruire, ca atitudine, ca agresivitate, ca angajament, ca tot ce ține de capitolul ăsta. Nu vorbesc din punct de vedere tactic sau al greșelilor individuale sau tehnic sau altceva. Și, domne, e păcat când munca ta vezi că se duce pe apa sâmbetei. Din greșelile unei persoane, pentru că n-am ce să-i reproșez centralului de la jocul de astăzi. Dar, bineînțeles, ar fi chiar culmea să mă ascund după deget. Acum să nu spun nimic. Cum să nu spun nimic? Când e clar ca lumina zilei, că a fost un offside de un metru, cel puțin un metru. Cum să nu-l vezi dacă pentru asta ești pus acolo? Da, un colo de treabă. Nu știu, ți se pare întâmplător faptul că se repetă? Nici nu știu ce să mai zic. Ce să vă spun acum? Nu știu exact. Da, important e că se greșește. Dar tot o să fiu chemat pe la comisie. Păi dacă o să fiu chemat, o să fiu chemat. O să mă duc. O să mă duc, pentru că eu îi respect pe oamenii de la comisii. Dar haideți să fim și noi respectați de cine trebuie să fim respectați. O să mă duc, îmi asum ce spun, da? Nu, dar v-am zis că nu pot să mă ascund după deget. Dacă v-aș spune altceva în declarația pe care o dau acum, asta ar însemna că vă mint. Eu nu fac chestii de genul ăsta.
Dar jucătorii vă spun ceva, pentru că e un efort pe care îl fac, care se vede năruit în ultimele minute. Doamne, este un sacrificiu. Deci e un sacrificiu până la urmă pe care l-au făcut astăzi. Și poate meci de meci. Nu știu, poate câteodată jucăm prost, poate câteodată nu merităm să luăm un punct. Eu știu, poate la Arad am avut șansa, am câștigat cu șansă, dar nu pot să spun că la Arad am câștigat din greșeli de arbitraj. Astăzi pot să spun că am pierdut 2 puncte dintr-o gravă eroare de arbitraj.